România o simți, o ai în tine. Este un lucru al tău pe care nu ți-l poate nimeni lua. Și nu știu dacă trebuie să vorbesc mult despre ea. Una din cele mai mari artistii pe care le-a luat neamul românesc. O, nu știu de asta, o femeie excepțională. Maira, de o modestie, un bun simț, toate duse până la mare. Luați fericirea, din ce vă luați bucuria? De la Dumnezeu. Nimic nu se face așa. Nimic. De când ne trezim și până când plecăm. Multe alte filme. Dragă, uite, nu m-am jucat mult cu Amza Pelea, nu ne-am gândit de Adaru, Beta. Cum o știe toată lumea, nu? Pana Chirița. A venit, dar e aici. A fost o actriță dragă nouă. Pe timpul mele, când eram eu tânără, chiar ne uitam că alte filme chiar nu aveam și erau foarte multe filme cu lumea ei. Ne pare rău că nu putea brigadier în Toamna Bobocilor sau acolo unde era la Bișoara. O știu să impună ca femeie. Chiar a fost un exemplu pentru noi. Dragostea asta covârșitoare, adică nici nu știu măcar dacă merită atâta lucru. Știi, mă gândesc că n-am făcut destul. Ea a fost omul care știu să râde și cu cei bogați și cu cei sărați și cu cei nefriști. Va rămâne ca unul dintre primii cei mai mari artiști ai țării noastre. Dumnezeu să o rețineasă. Să fie țară la ușor. S-a bucurat, s-a fălit cu orașul nostru și noi ne fălim cu ea și cu familia. Să te bazezi pe tine însuți, în schimb să fii gata oricând, oriunde și pe oricine să ajuți. Dumnezeu cu el, tinerețea mea a fost marcată de Draga Olteanu, fiind a noastră de aici. Și eu am fost învățătoare. Povesteam să copiilor aceste Draga Olteanu. Ce le spuneți? A știut să joace teatru atât cu actori ardeleni, cât și cu actori olteni, cât și cu actori moldoveni. Pentru că avea un talent înnăscut, un talent de la Dumnezeu, pe care a știut să-l folosească. Nu cred că va dispărea din sufletele noastre, ale nemicenilor mai ales. Toți cei care au cunoscut-o o să-i poate amintire până în ultima clipă. Pentru că dacă Dumnezeu e bun cu tine, atunci când te naști și îți dă talent, ești un om fericit pentru că muncești cu plăcere și nici nu știi când trece timpul și aproape că îți pare rău că e prea puțin pentru cât ai putea și ai vrea să faci. Cel puțin pentru mine a însemnat spectacolul Chirița în toate formele, toate spectacolele care le-au prezentat pe scena teatrului din Iași. Bucurie, veselie, culoare, emoție, tot ce vrei, atât naturalețe, adică atât de se exprima, atât de natural, și de că se prindea acolo, în povestea ei. Foarte mult. Puteți spune ce a însemnat pentru dumneavoastră? A însemnat foarte mult pentru noi. Când ne uitam la ea, la filmele ei și la toate, ne înveselea. Vă spun drept, și eu am trecut de 81 de ani. Mulțumesc. Să rămână, mă aștept și eu la așa ceva. Dar la ea nu mă așteptam. Nu mă așteptam la dânsa că... Fost o doamnă și ne-a înveselit toată lumea asta. M-am uitat și la film aseară. Mi pare foarte rău de ea. Să te bazezi pe tine însuți. În schimb să fii gata oricând, oriunde și pe oricine să ajuți. Asta cred că e cel mai bun sfat pe care l-a primit de la dumneavoastră.
mai sunt și alte multe sfaturi pe care chiar ar trebui să le luăm în considerare. Dar am îndrăgit-o foarte mult și totdeauna ne-a bucurat sufletul. Ne-a bucurat sufletul nostru. Am iubit-o foarte mult. Dumnezeu să o ierte. Mulțumim. Am venit și eu cu floare și cu lumânare. O picătură cu speranță, dar Dumnezeu să o ierte și să o aducă pe un drum lin la Dumnezeu. Piesele pe care le jucăm noi au poveste, ceea ce nu se mai vede în ziua de astăzi. Piese superbe, se distrug, clasici, se fac praf, pentru că așa vede regizorul. Dar pe mine poate nu mă interesează vedenia regizorului, pe mine mă interesează ce a scris autorul ăla. Datoria noastră este să transmitem publicului ce a vrut autorul să comunice.